S-a încheiat un nou meci de basket dintre CSS Siget și ACS Dan Dacian București, disputat în cadrul celei de-a 12-a etape a campionatului național de basket. Partida, care s-a încheiat în favoarea sportivilor sigheteni cu scorul de 83-57, a fost una importantă pentru echipa de U16 a clubului sportiv școlar din municipiu. Au mai rămas de jucat două meciuri din această fază semifinală și echipa sigheteană se poate îndrepta cu pași siguri spre turneul final, unde se vor întâlni primele 8 cele mai bune echipe din țară la această categorie de vârstă. O altă victorie a fost obținută de tinerii sportivi de la Colegiul Național Dragoș Vodă Sighetu Marmației. Aceștia au câștigat faza pe zonă la basket în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor și s-au calificat pentru a treia oară consecutiv la faza națională după două participări de excepție în anii precedenți. Urmează o a treia aventură la turneul final ce se va disputa la Arad în luna mai, unde obiectivul este din nou un titlu de campioană națională.